Bun găsit la știrile Alfa Omega, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim martori și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. În România, martie este luna dedicată vieții. În întreaga țară sunt organizate evenimente care atrag atenția asupra protejării familiei și vieții, asupra importanței nașterii de copii. Activitățile culminează cu Marșul pentru Viață, care este organizat la diferite date spre finalul lunii martie în numeroase localități din România și Republica Moldova. Ediția 2024 a Marșului pentru Viață va reuni susținători ai vieții în peste 1000 de localități din România și Republica Moldova. La Timișoara, evenimentul va avea loc sâmbătă 30 martie și va începe în Parcul Carmen Silva de la ora 12. Tema din acest an este Protejați viața nenăscută. Inițiatorul Marșului pentru Viață este preotul greco-catolic Ioan Chișerău de la Biserica Sfânta Maria Regina Păcii și a Unității din Timișoara, care este și președintele Asociației Darul Vieții. Prima ediție a evenimentului a avut loc în anul 2008. Noi, acum vreo, să spunem, 15 ani, am marșăluit singuri pe străzile Timișorii, parohia noastră, pentru că nimeni n-a fost cu noi. Dar după aceea, încetul cu încetul, oamenii au început să se apropie de acest subiect sensibil, zic eu, pentru mulți din societatea civilă. Și începând, mi se pare că în 2010, așa, atunci a început la nivel național. Mai întâi câteva orașe, după aceea acum în toată țara. Motivul organizării acestui Marș pentru Viață implică mai multe aspecte. Cred că este important să ieșim cât mai mulți și să declarăm ceea ce credem. Pentru că dacă copiii care sunt în pântecul mamei lor nu pot să-și declare dreptul la viață și nu are cine să-i protejeze, este important ca noi, cei care am primit dreptul la viață, cei care beneficiem de viață, să apărăm acești copii, aceste ființe nevinovate de pericolul atât de mare de a fi uciși. Din punct de vedere al drepturilor omului și din punct de vedere creștin, dreptul suprem este dreptul la viață. Orice tratat important de drepturile omului începe cu dreptul la viață, este dreptul suprem. Este de luat în calcul dreptul femeii la libertate de decizie, de exprimare și așa mai departe și nicio clipă nu mă gândesc să minimizez importanța acestei componente, mai ales că știm că multe dintre femeile care ajung în pragul unui avort ajung acolo din tot felul de motive care le complică viața și sunt decizii grele de luat. E adevărat, sunt și alte situații unde avortul este un fel de anticoncepțional în spații chiar din țara noastră, dar mă refer la cele situații unde evident sunt situații complexe în viața femeii sau în viața familiei respective, deci nu minimizez importanța libertății de decizie în ceea ce privește trupul tău. Problema este că aici ai de ales între două trupuri, nu este între un trup și altceva, este trupul mamei și trupul copilului, iar copilul este cel care n-are capacitatea de a se apăra. Evenimentul este interconfesional și se adresează întregii societăți. Marșul nu este neapărat unul religios și nu are o culoare religioasă. Este pur și simplu despre conștientizarea umanității
copilului nenăscut. Asta vrem, ca oamenii să înțeleagă că copilul care este în pântecul mamei lui, acel făt, acel embrion, este o ființă umană și are dreptul la viață. Asta este motivul nostru principal și dorința noastră. În același timp dorim ca societatea să înțeleagă că femeile însărcinate au nevoie de ajutor și nu de avort, au nevoie de sprijin ca să își poată, ca să poată naște copii și să-i poată crește într-o societate sigură în care să fie cu toții fericiți. A crede în Dumnezeu, a fi creștin și a ucide prunci nu merg împreună, alea nu sunt compatibile. Deci pruncucidere este un păcat și greco-catolici, catolici, ortodoxi, neoprotestanți, toți credem că pruncuciderea este un păcat și acesta este obiectivul major care ne înfrățește dincolo de anumite diferențe între noi. Nu le discutăm alea. Ne unim în favoarea copiilor care ar trebui lăsați să se nască odată ce s-au zămislit. Statisticile realizate în decursul anilor arată că România se află într-un declin demografic îngrijorător, fapt recunoscut de autorități. Cu ocazia acestui marș ne-am dorit ca autoritățile să sesizeze și să înțeleagă că este nevoie de măsuri pentru a sprijini natalitatea. Dacă mergem în pașii ăștia, în declinul acesta demografic în care suntem, populația României se jumătățește în viitorii 30-40 de ani. Ceea ce este un semnal de alarmă și asta vrem să fie un semnal de alarmă. Este important ca mămicile, familiile să fie încurajate să nască copii, să fie ajutate să-și crească copii și să aibă acces la toate facilitățile legate de sănătate, de educație și de nivelul elementar de trai. Luna martie este declarată o lună pro-viață, iar Marșul pentru Viață se organizează în acest an în peste 1000 de localități din România și Republica Moldova. Bisericile, indiferent de confesiune, sunt chemate să susțină viața și să se roage în acest sens. La fel ca alte instituții ale statului, și biserica are un rol important în lupta pentru viață și este nevoie să fie alături de persoanele care ajung uneori să ia decizii radicale, astfel ca ele să vadă că nu sunt singure. Pastorul Florin Dan ne îndeamnă să ne rugăm pentru viață. Ca și slujitori ai Domnului, mă gândesc în toate bisericile, indiferent de confesiune, suntem chemați să susținem viața, să ne rugăm pentru asta. Fac o provocare pentru toți liderii bisericii, de orice culoare ar fi, să susținem atât evenimentele care sunt pe parcursul acestei luni, fie că sunt campanii pro-viață sau marșuri pro-viață. Și noi, ca biserică, suntem foarte important dacă suntem motivați dând un ton. Deci oamenii trebuie motivați prin ceva, de către cineva. Iar biserica are un rol important pentru că biserica promovează lupta pentru viață. La urma urmei, ca și celelalte instituții, da? Și armata apără viața și poliția apără viața și spitalele luptă pentru viață, cu atât mai mult biserica este chemată să lupte pentru viață și fac un apel și noi ne rugăm pentru asta, într-adevăr, și ne-am dorit ca țara noastră, România, să treacă cu bine peste aceste provocări legate de declinul demografic pe care cu toții știm că pe lângă faptul că mulți oameni au plecat din țară. De aceea, eu unul sunt motivat și cu ocazia asta susțin și chem nu doar să fim prezenți la evenimente, la marșuri, cât și să ne rugăm în bisericile locale pentru viață, pentru familii, pentru copiii care urmează să se nască, pentru o protecție a lui Dumnezeu zi de zi asupra căminelor noastre, asupra familiilor noastre, asupra copiilor noștri. Trăim într-o vreme în care multe relații sunt frânte și nu mai funcționează. Sunt multe familii dezbinate, se distrug relațiile dintre părinți și copii, dintre soț și soții, se distrug relațiile între frații din biserică și din comunitate. În jurul nostru întâlnim persoane care suferă din cauza relațiilor frânte. Biserica Internațională Harul din București a organizat un eveniment dedicat femeilor, în cadrul căruia s-a discutat despre planul lui Dumnezeu cu privire la relațiile noastre. Să urmărim un reportaj de la această întâlnire. Despre importanța relațiilor se vorbește tot mai mult în ultimii ani.
Și în lumea creștină se pune accent pe nevoia de a avea relații de calitate atât cu Dumnezeu, cât și cu cei din familie și comunitate. În acest sens, Biserica Internațională Harul din București a organizat conferința pentru femei cu tema Importanța relațiilor. Am organizat această conferință cu scopul de a aduce în atenția participantelor cât de importante sunt relațiile în viața unei persoane. Trăim într-o lume în care sunt foarte multe dezbinări, sunt foarte multe lucruri care nu funcționează, atât în familie, cât și la serviciile pe care le avem, în societate în general. Sunt multe probleme cu care oamenii se confruntă și am crezut și cred că biserica în general este locul în care oamenii pot primi o învățătură sănătoasă cu privire la toate aspectele vieții, nu doar la unele. Și de aceea am căutat să vorbim despre relații, despre importanța lor, despre semnificația pe care Biblia o dă relațiilor. Vorbitoarele la evenimente au adus în atenția participantelor aspecte referitoare la cea mai importantă relație din viața unui om, cea cu Dumnezeu, la relația cu noi înșine, cu partenerul de viață, cu copiii, cu persoanele din comunitate. Biblia arată lucrul acesta că relația cu Dumnezeu ar trebui pusă în capul unghiului. Adică dacă nu funcționează relația cu Domnul, niciuna dintre celelalte relații, cu soțul, copiii, cu biserica și ceilalți oameni sau familia lărgită, nu funcționează. Relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Noi punem preț pe relațiile de sânge și chiar și oamenii care nu-L cunosc pe Domnul spun: a, eu prețuiesc relația cu mama, că e mama mea, sau cu tatăl, sau cu fratele, cu sora. Sunt relații de sânge sau relațiile de legământ. O prețuiesc pe soția mea sau pe soțul meu, dar relația cu Domnul este și de sânge și de legământ. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cred că n-avem dubii în problema asta. Și n-ar trebui să arătăm cu degetul spre nimeni, pentru că alte patru degete sunt arătate spre noi când e vorba de păcat. Așa de ușor judecăm păcatele altora și așa de greu uneori recunoaștem că și noi suntem păcătoși. Sora Emilia Ceuță m-a rugat să prezint relația cu partenerul de viață. Și din subiectul pe care l-am studiat, mi s-a părut cel mai important că dacă avem dragoste și înțelepciune, căsnicia noastră va decurge bine și Dumnezeu ne va ajuta să o ducem la bun sfârșit. Am vorbit despre faptul că noi ca părinți avem un rol atât de important în viața copiilor noștri și de asemenea am vorbit despre faptul că îi avem pentru o vreme. Nu sunt ai noștri, ne sunt dați pentru a-i administra și pentru a-i crește în adulții de mâine și în ucenicii pe care Dumnezeu îi dorește. Și da, este un subiect foarte important. Toate subiectele au fost foarte importante. Cred cu tărie că trăim într-o vreme în care Dumnezeu dorește să ne adâncim relațiile cu El, dar și unii cu alții, și familia este biserica în miniatură. Am găsit lucruri foarte importante care am învățat înainte ca să le prezint, cât de mult valorează biserica și cât de mult noi avem responsabilitatea să îl cinstim pe Dumnezeu, pentru că El e un Dumnezeu mare și El merită toată reverența, și cei din biserică. Domnul Iisus a murit pentru fiecare în parte și noi trebuie să facem tot posibilul, cât depinde de noi, să iubim pe toți, ca frați și ca surori, și numai prin faptul că noi suntem uniți, lumea va cunoaște că noi suntem copiii Domnului. Relația în comunitate bazată pe generozitate, și am pornit de la ideea că atunci când ești recunoscător pentru ceea ce ai și știi că nu este meritul tău, atunci oferi cu mai mult drag, și cel mai mare ajutor îl putem oferi cuiva care este dispus să învețe să se ajute singur. Adică este ideal să nu-i dai doar un pește cui are nevoie, să-l înveți să-și pescuiască. Aceasta a fost ideea de bază. Femeile prezente la conferință au apreciat mesajele prezentate de vorbitoare.
Ne-au adus mesaje minunate și învățături deosebite cum să ne îmbunătățim relația cu Dumnezeu, cum să ne îmbunătățim relația cu noi, cu cei din jurul nostru, cu soțul nostru, cu copiii, și vă spun sincer că de-abia aștept să le pun în practică. Voi pleca cu ideea de a-mi îmbunătăți relațiile pe care le am, relațiile cu familia mea, relațiile cu copiii, relațiile cu biserica, cu membrii bisericii și nu în ultimul rând relația cu Domnul, la care toți știm că avem întotdeauna de lucrat. Bine, nu trebuie să ne uităm nici pe noi. Trebuie să ne îmbunătățim și relația cu noi, că așa cum am aflat zilele astea aici, dacă nu avem grijă de noi, nu putem avea grijă de ceilalți. Trăim într-o vreme în care multe relații nu mai funcționează, sunt familii dezbinate, se distrug relații dintre părinți și copii, dintre soți și soții. La final, Loredana Nagel a avut un mesaj de încurajare din Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este un gând pe care îl simt cu tărie, că într-adevăr suntem într-o vreme în care Dumnezeu vrea să restaureze relațiile noastre, vrea să întoarcă inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. Sisterhood este lucrarea cu femeile a Bisericii Hillsong din București. În fiecare lună, femeile se întâlnesc pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi transformate astfel încât să-și împlinească chemarea și pentru a relaționa. De asemenea, o dată pe an este organizată o conferință pentru femei. În 2024, tema a fost Fiicele Regelui. Vom afla în continuare mai multe informații despre acest eveniment. Lucrarea cu femeile a Bisericii Hillsong din București se numește Sisterhood. În acest grup, femeile se întâlnesc pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi transformate astfel încât să-și împlinească chemarea și pentru a relaționa. Odată pe an este organizată o conferință pentru femei. În 2024, tema a fost Fiicele Regelui. Sisterhood este lucrarea de femei a Bisericii Hillsong. Este o lucrare prin care lună de lună ne întâlnim ca și femei și învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, învățăm cum să fim așa cum Dumnezeu ne-a creat să fim și ne-a chemat să fim. Dar odată pe an facem ceva deosebit. Avem o conferință pentru femei în jurul datei de 8 martie. Anul acesta ne-am întâlnit pentru o zi întreagă să învățăm despre ce înseamnă să fim fiicele lui Dumnezeu, ce înseamnă acest statut, ce beneficii ne aduce, ce chemare ne face și în ce mod ne transformă la nivel personal, la nivelul minții, la nivelul inimii și în viața noastră de zi cu zi. În cele trei sesiuni au fost abordate câteva teme care să le ajute pe participante să-și înțeleagă identitatea și chemarea. Moștenirea în Hristos, statutul de fiice ale Regelui, inima de tata lui Dumnezeu, despre mentalitatea de victimă și cum se poate lupta împotriva ei. La prima sesiune, Atena Bloș, de la Biserica Noua Generație din Târgul Mureș, ne-a vorbit despre beneficiile pe care le avem ca fiice ale lui Dumnezeu, despre moștenirea pe care o avem în Hristos, despre curajul pe care îl primim și despre coroana pe care o avem, onoarea aceasta de a fi fiicele lui. În cea de-a doua sesiune am discutat cu psihoterapeut Sandra Voicu, care ne-a vorbit despre mentalitatea de victimă. Ce anume înseamnă această mentalitate? Cum vine ea în contrast cu mentalitatea de fiică de Dumnezeu și cum putem să ne schimbăm, dacă cumva ne regăsim în această mentalitate, cu această mentalitate. Și mai specific am vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu pe care îl putem folosi să înlocuim anumite gânduri care sunt specifice unei astfel de mentalități. Iar la a treia sesiune am avut onoarea și binecuvântarea să vorbesc participantelor despre inima de tata lui Dumnezeu. Am vorbit despre pilda fiului risipitor, în care se vede așa de puternic cum Dumnezeu își iubește copiii săi, cum pleacă în căutarea lor sau îi așteaptă de fapt ca ei să se întoarcă, cum îi iubește și e gata să îi ierte, să îi primească din nou și să le dea, să le restituie statutul de copii ai săi. Și am vorbit despre toate acestea în contextul nostru de fiice ale lui Dumnezeu. Sunt astea trei lucruri extrem de valoroase pentru noi. Dragoste, acceptare și valoare. Fiecare om care se naște pe pământ, doar trei nevoi are. Doar aceste trei, dragoste, acceptare și valoare. Și pe toate le împlinește Dumnezeu. Singura persoană care e cu adevărat în cunoștință de cauză cu privire la noi este cu siguranță Dumnezeu. Și El ar fi de dorit să fie oglinda în care ne privim ca să luăm informații despre noi. Primul lucru pe care îl avem ca fiice este o moștenire, al doilea e curajul, luptă și a treia este o coroană. Coroana noastră e autoritatea pe care o primim de la Dumnezeu.
Când unii oameni te resping, suferința e reală, dar nu schimbă cu nimic valoarea ta. Avem nevoie să creștem în capacitatea de a ne privi în oglinda care este Tatăl. Organizatorii de la Biserica Hillsong din București doresc să continue seria aceasta de evenimente, știind că Dumnezeu lucrează atunci când creștinii se adună în numele Lui. Vrem să continuăm să facem asta. Anul acesta am fost de-abia la a doua ediție, dar credem că este chemarea noastră să organizăm în continuare astfel de întâlniri în care femeile să audă un cuvânt specific pentru ele, direct din inima lui Dumnezeu. Așa că invităm pe toate femeile care urmăresc, la care ajunge știrea aceasta, poate în anul următor, dacă este posibil, să ajungeți la București, să ne fiți alături și până atunci sperăm că veți fi încurajate de mesajele pe care le punem la dispoziția voastră a tuturor. Zgomot, haos, confuzie, minciuni pe care le credem cu așa de mare ușurință, uitând cine suntem cu adevărat. Ne conturăm imaginea prin ceea ce avem, prin ceea ce facem și prin relațiile în care suntem implicate. Dar cine are de fapt autoritatea de a ne defini? Este momentul să-ți reamintești că porți în tine o identitate nobilă și sacră, o identitate care nu este definită de standardele lumii, ci de cuvintele însuși Creatorului tău, ale Regelui lumii. El te privește chiar acum și îți spune: tu ești fiica mea. Așa că plină de credință, plină de încredere, trăind în această identitate, vei primi puterea de a străluci în locul tău unic, să fii o lumină pentru lumea aceasta în care ai fost pusă și pentru acest timp special. Asociația Misionară pentru Educarea Copiilor lucrează de 30 de ani în România pentru a evangheliza copiii, în special pe cei din afara bisericilor. De asemenea, lucrătorii AMEC îi sprijină pe copiii care sunt receptivi la mesajul biblic să crească spiritual și îi îndrumă spre o biserică locală bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. În lucrarea de evangelizare și consolidare în credința copiilor, se are în vedere faptul că valorile morale și principiile creștine se fixează la vârste fragede. Mai multe informații despre evenimentul aniversar, dar și despre viziunea asociației, ne oferă Teofil Enel, lucrător în județul Prahova și director AMEC în Republica Moldova. Este foarte important ca Evanghelia să ajungă în inima copiilor încă de mici, pentru că noi credem în convertirea copiilor încă de mici. Spurgeon spunea cuvântul acesta că dacă unui copil de 5 ani este Evanghelia prezentată într-un mod clar și complet pe înțelesul lui, el poate să creadă în Dumnezeu la fel ca și un adult. Chiar de curând a venit un copil la mine, la grup, și mi-a spus: Teo, acum 2 ani, eu aici la grup mi-am pus încrederea în Domnul Iisus. Îți mai amintești? Cu siguranță mi-am amintit de acest lucru și din Biblie i-am arătat siguranța mântuirii și cum poate el să fie sigur de faptul acesta că este un copil al lui Dumnezeu. Și exemplele cu siguranță pot continua. Deci se merită să vestim Evanghelia celor micuți și în vremea aceasta, pentru că împlinim cuvântul Domnului Iisus: mergeți și duceți Evanghelia până la marginile pământului. Și putem să facem acest lucru începând cu copiii. Viziunea noastră este ca să ducem Evanghelia fiecărui copil din fiecare județ din România în fiecare zi. Ca strategie avem ca să instruim învățători de copii, de adolescenți, să echipăm cu materiale. Avem o gamă mare de largă de materiale pe care o oferim învățătorilor, atât pentru grupa de preșcolari, școlari și adolescenți, și dorința noastră este ca să-i susținem după aceea în lucrarea pe care o fac. Anul acesta împlinim ca organizație 30 de ani de lucrare oficială în AMEC și avem o sărbătoare specială la Sibiu, la Biserica Baptistă Betania din Sibiu, în data de 5-6 aprilie 2024. Cineva spunea în felul acesta că singurul lucru constant în viață este schimbarea. Într-o lume care este în continuă schimbare, cum putem să rămânem statornici? De aceea tema conferinței este: statornic într-o lume în schimbare. Vino la această conferință. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul amecchef.org la secțiunea evenimente.
Invitați la conferință vor fi Iulian Mangalagiu, director AMEC pe Europa, Ștefania Botez și fratele Radu Câmpean, păstor la Biserica Baptistă Betania din Sibiu. Vă așteptăm cu drag! Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook sau YouTube, știrile Alfa Omega sau pe site-ul nostru alfaomega.tv, secțiunea știri creștine. Totodată vă reamintim că această emisiune este posibilă datorită donațiilor telespectatorilor, așa că vă mulțumim celor care sprijiniți financiar lucrarea de emisiune prin media. Eu sunt Adriana Niță și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat!